perioada aglomerată la Serviciul de Evidență a Populației din municipiul Pașcani. Programările pentru eliberarea unei cărți de identitate noi au ajuns până în cea de-a doua jumătate a lunii august. Astfel, dacă vă expiră buletinul, ați face bine să vă grăbiți pentru a obține unul nou spre final de vară, început de toamnă. Pentru a veni în ajutorul cetățenilor din Pașcani și comunele apropiate, serviciul a fost suplimentat cu încă un ghișeu. Astfel că, în aceste luni aglomerate, se lucrează la două ghișee pentru preluarea dosarelor. Fluxul de persoane a crescut de la 50-65 de persoane pe zi în medie la 75-80 de persoane pe zi în medie în perioada de vară. Motivele pentru un flux atât de mare de persoane sunt și încheierea pandemiei, situație în care toate actele aveau prelungit automat valabilitatea, dar și faptul că ne aflăm în perioada concediilor. Sunt foarte multe persoane din comunele arondate municipiului Pașcani care vin din străinătate și care au nevoie de cărți de identitate noi. Conducerea serviciului susține că dacă sunt cazuri excepționale, când oamenii sunt în postura de a-și pierde locul de muncă sau alte situații care pot fi dovedite, se poate face o cerere prin care se solicită eliberarea de urgență a unui act nou de identitate. După depunerea dosarului, termenul de eliberare este de circa 11 zile calendaristice, susțin autoritățile. Asta deoarece documentele sunt fabricate la Iași și sunt aduse o dată pe săptămână la Pașcani prin poșta militară. Reamintim faptul că programările pentru o nouă carte de identitate se fac online pe site-ul primăriei municipiului Pașcani. Tot acolo puteți consulta lista actelor necesare. Ultima dată disponibilă la o accesare făcută marți 5 iulie, aproape de ora prânzului, era 18 august, cu un grad de ocupare de 95%. Următoarele zile mai libere încep de pe 22 august.